Continuăm astăzi studiul în prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni și așa cum știți am ajuns la capitolul 14, am încheiat capitolul dedicat subiectului dragostei în contextul manifestării darurilor Duhului Sfânt. Acesta este întregul context. Capitolul 13 este încadrat de capitolele 12 și 14, iar soluția aceasta a dragostei nu este dată pentru a înlătura Manifestarea supranaturală a Duhului Sfânt, a darurilor Duhului Sfânt, ci pentru a corecta exercitarea acestora, pentru a le face să fie folosite prin intermediul dragostei, cu uh, intenția de a urmări folosul celuilalt, de a urmări zidirea bisericii. La fel este cazul și în capitolul acesta, 14. Și, sigur, este conectat în întreg contextul. Epistola a fost un tot unitar, n-a avut împărțire pe capitole. Însă, noi trebuie să fim foarte atenți la felul în care o interpretăm. Sunt pe deplin conștient că nu e ușor, că este delicat acest subiect al manifestării darurilor Duhului Sfânt și că, sigur, în mare măsură nu se potrivește cu realitatea în care trăim. Iar atunci există mai multe posibilități, fie să negi lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, existența ei, fie să îți asumi și atunci aceasta te pune într-o situație de smerenie și să realizezi faptul că încă mai este din lucrarea lui Dumnezeu pe care noi n-am trăit-o. Există o parte pe care am trăit-o poate doar parțial, în cazul nostru, ca adunare locală, n-am trăit întreaga manifestare a tuturor darurilor Duhului Sfânt, Dumnezeu le dă așa cum dorește El, iar atunci când este curăție, este o revărsare a Duhului Sfânt și sunt de așteptat manifestările acestea supranaturale. Faptul că nu le vedem pe toate și că nu le vedem în mijlocul nostru și că nu le vedem de fiecare dată, nu înseamnă că ele nu sunt valabile. Nu înseamnă că s-a schimbat cumva cuvântul Domnului, iar noi nu trebuie să aducem doctrine Inventate de oameni pentru a le potrivi cu contextul scripturii, fiindcă nu se potrivesc. Și deja am vorbit în partea a doua din capitolul 13 că nu pot spune că au încetat prorociile, nici vorbirea în limbi și, bineînțeles, nici cunoștința. Noi cunoaștem în parte, prorocim în parte, știm lucrurile lui Dumnezeu atât când ni s-a descoperit, însă există un moment în care vom cunoaște în mod desăvârșit. Așadar, astăzi vom vedea. În capitolul 14, doar prima parte, este vorba de două daruri în mod special, și anume vorbirea în limbi și prorocia, dar nu numai despre acestea. În special se referă apostolul Pavel la folosirea acestor daruri, le compară nu pentru a scădea importanța unuia în detrimentul celuilalt, ci pentru a îi determina pe cei din Corint să le folosească așa cum trebuie, așa cum au fost menite să fie folosite. Și anume pentru zidirea sufletească a bisericii. În versetul 1 avem legătura cu capitolul anterior. Repet, nu era vorba de capitole în epistola lui Pavel în momentul scrierii ei, dar noi avem această legătură. Urmăriți dragostea despre care s-a vorbit în capitolul anterior, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Iată legătura, se vede foarte clar. Traducerea literală a cuvântului urmăriți, pe care îl avem aici în limba română, ar fi căutați sau urmăriți cu seriozitate și cu determinare dragostea. Faceți un scop din acest lucru. Căutați de fiecare dată ca tot ceea ce faceți în adunare să fie din dragoste pentru Dumnezeu și de asemenea și pentru frați, să fie avut în vedere folosul celui de lângă noi. Mai detaliat, sensul acestui cuvânt tradus prin a urmări și în cazul dragostei și în cazul darurilor duhovnicești, este vorba de un efort susținut și sincer pentru a atinge ceea ce se dorește, fără a se lăsa descurajat de dificultăți sau obstacole. Să urmărești dragostea chiar și atunci când cei din jur te descurajează. Poate ei nu răspund cu aceeași dragoste, indiferent de felul în care ei răspund, indiferent de... Atitudinile pe care le au cei din adunare, noi trebuie să umblăm, în dragoste să căutăm, cu un efort susținut și sincer, ceea ce ne dorim din toată inima ca aici să fie o biserică pe care Domnul o să o numească Filadelfia. În sens spiritual există această clasificare în momentul revenirii Domnului în trei categorii de biserici: Sardes, Laodicea și Filadelfia. Cea care va avea parte de venirea Domnului este Biserica în care se manifestă dragostea frățească. Ne dorim din toată inima să fim și noi așa, și Domnul să ne ajute. Termenul acesta sugerează dedicare totală și angajament ferm față de ținta respectivă. Și ne oprim aici și ne punem prima întrebare. Cu adevărat, urmărim noi de fiecare dată când venim la adunare folosul celui de lângă noi? Urmărim dragostea? Umblăm în dragoste? Căutăm binele celor de lângă noi? Căutăm binele adunării? Sau ne urmărim propriile interese? Chiar dacă sunt ele și spirituale. Noi n-ar trebui să venim la adunare pentru noi, să ni se satisfacă nouă niște nevoi, niște căutări, ci din contră, cu gândul acesta de a ne manifesta tot ceea ce ne dă Dumnezeu. În dragoste față de Biserica Domnului, arătând că suntem cu adevărat o biserică de tip Filadelfia. La fel, același sens se potrivește și în partea a doua versetului, acolo unde se vorbește despre darurile duhovnicești. Ați observat în capitolul 12 a fost vorba de daruri, s-a trecut la dragoste ca modalitate de uh, exercitare acestor daruri, iarăși se revine la darurile duhovnicești umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Este vorba de aceeași căutare, de aceeași dorință fierbinte de a avea darurile duhovnicești pentru a putea fi folositori, fraților, pentru a putea edifica biserica Domnului. Nu ca să ne arătăm noi niciodată darurile, n-au fost pentru a ne înălța pe noi sau a înălța vreun om, ci pentru a l înălța pe Domnul Isus și, de asemenea, pentru a zidi biserica. Iar aici este de remarcat încă de la început faptul că Apostolul Pavel pune pe primul loc prorocia. Mai ales să prorociți. Umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Și am spus, repet acest lucru, am tratat tema mai pe larg într-o parte anterioară din capitolul 12, cea a prorociei care este deosebită de a da învățătură din cuvânt. Când spune aici Apostolul Pavel, urmăriți dragostea, umblați și după darul, după dar mai ales să prorociți, se referă nu la a da învățătură din cuvânt. Pentru că dacă ar fi fost vorba de așa ceva, ar însemna că și surorile pot să dea învățătură. Aici nu e vorba de darul acesta care ține de a explica din cuvântul Domnului de a da învățătură creștină, ci se referă la darul prorociei. Nu este niciun dubiu în această privință, sunt două lucruri distincte și, sigur, ele pot avea anumite părți comune. De exemplu, când cineva vorbește din partea Domnului, dă și învățătură într-un anumit sens, învață biserica pe ce cale trebuie să meargă. De asemenea, când este vorba de învățătură, de un om care învață din cuvânt cu ungerea Duhului Sfânt, de multe ori descoperă taine și se manifestă darul prorociei. Dar există, repet, două lucruri separate și noi trebuie să pornim din start cu această înțelegere a termenilor. Dacă nu înțelegem despre ce e vorba aici, vom echivala prorocia cu predicarea și nu se mai potrivește în context. Fiindcă vom vedea mai departe că Apostolul Pavel spune că femeii nu-i dau voie să învețe pe alții. Prin urmare, cu siguranță nu-i vorba de acest lucru. Versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul El spune taine. Observați, începe comparația cu vorbirea în limbi. Mai ales să prorociți, după aceea e vorbirea în limbi. Și unii au găsit aici un motiv de a spune că e neimportant. Că aici Pavel, în capitolul 14, practic o aruncă la coș. Nu-i vorba deloc de așa ceva, ci doar El explică în ce constă vorbirea în limbi. Și M-am gândit și eu mult la acest lucru. De ce a lăsat Domnul, în mod special, descrierea acestui dar? Pentru că, în ceea ce privește alte daruri, nu avem descrieri. Însă, despre darul vorbirii în limbi se specifică niște detalii. De exemplu, aici se spune că acela care vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Prin urmare, este vorba de o rugăciune. Atunci când îi vorbești lui Dumnezeu, tu te rogi. Nu poți să-i predici lui Dumnezeu. Și aici fac o paranteză și spun, în rugăciune nu predici. În rugăciune îți vezi și inima înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, a doua parte, arată că nimeni nu l înțelege. Și cu Duhul, aici e cu uh, literă mică, e vorba de Duhul omului, de sufletul său, el spune taine, lucruri neînțelese, lucruri tainice. Deja avem uh, niște lucruri care pot să-i pună pe oameni în încurcătură și vreau să le luăm cu calm și cu atenție ca să nu fim încurcați, ci din contră, să căpătăm lumină prin Harul lui Dumnezeu. În primul rând, este clar o deosebire aici în ceea ce privește manifestarea darului vorbirii în limbi față de exprimarea lui în ziua cinzecimii. Vă amintiți? Atunci cei 120 au ieșit afară și, apropo, n-au fost doar 12, ci 120 au ieșit afară și au vorbit în limbi cunoscute. Ce anume? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Vesteau Evanghelia, lăudau pe Dumnezeu și predicau în limbile acestea popoarelor care se aflau acolo. Aceasta măcar că toți care veniseră la Ierusalim sau marea lor majoritate aveau un limbaj comun și anume limbajul iudaic sau limba greacă. Ei puteau să se înțeleagă, nu erau popoare care nu știau să vorbească unii cu alții, însă Darul Duhului Sfânt s-a manifestat în forma aceasta, în ziua cinzecimii, fiecare a auzit în limba lui proprie lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ei bine, aici, în capitolul 14, nu mai e vorba de predicare în afară, e vorba de ceea ce se întâmplă în adunare. Nu mai e vorba de relația între un om botezat sau plin de Duhul Sfânt și alți oameni, ci este o relație între omul acesta și Dumnezeu. Este cu totul și cu totul diferit. Așadar, iată, avem deja două aspecte ale vorbirii în limbi. Și ele nu se exclud reciproc, ele pot veni împreună, dar sunt două lucruri distincte în cadrul acelui dar. Și aici fac o observație, pentru că unii au limitat vorbirea în limbi doar la ziua 50.000, doar la manifestarea aceea, la forma aceea de manifestare. Dragii mei, iată, aici se detaliază un lucru cu totul și cu totul diferit. Cei din ziua cinzecimii nu vorbeau lui Dumnezeu, ci oamenilor. Aici se spune, în adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Observați diferența. De asemenea, atunci când au vorbit în ziua cinzecimii oamenilor, aceia îi înțelegeau. Și este o enumerare acolo de mai multe naționalități, parți, mezi, elamiți, îi auzim în limbile noastre vorbind lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Aici se spune căci nimeni nu îl înțelege. Pentru că el cu Duhul spune taine. Observați două distinții foarte clare. Prin urmare, nu e vorba de o altă vorbire în nim, ci de un alt aspect al acelui dar, care ține de rugăciunea celui credincios înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să explic puțin și motivația pentru care m-am întrebat și eu de ce Dumnezeu face acest lucru, de ce i-ar da unui creștin să se roage într-o limbă necunoscută. Din moment ce avem un limbaj inteligibil. Nu pot să spun 100% că aceasta este explicația, dar am mai spus-o și în dețile trecute, o mai spun și acum. Este o modalitate supranaturală ca omul acela, în momentul în care cuvintele nu-l mai ajută, când are așa de mult în inima lui să își verse înaintea lui Dumnezeu, spune Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. În momentul în care Duhul Sfânt se coboară, inclusiv în rugăciunea aceasta, atunci Dumnezeu comută pur și simplu limbajul pe un limbaj ceresc, pe o limbă necunoscută, iar omul își varsă inima înaintea lui Dumnezeu. Și nimeni nu îl înțelege, doar Dumnezeu. Mai mult nu vreau să explic și nu are rost să explic, repet, este doar pe probate. Spune în Vechiul Testament, era deja scris, gustați și vedeți ce bun este Domnul și acest dar este pe gustate, Sigur, este mult fals, este mult înșelare, ca și la prorocie, dar este și un dar real pe care îl arată aici foarte clar Scriptura. Comparația cu prorocia continuă este o comparație, nu este, repet, o excludere reciprocă. Dacă avem prorocie, nu mai avem nevoie de vorbirea în limbi. Ci este doar o comparație. Vom vedea mai departe că Pavel spune îmi doresc să vorbiți toți în limbi, dar mai ales să prorociți ambele lucruri. Trebuie să vină împreună. Comparația nu este ca să excludă darul vorbirii în limbi, ci ca să l explice. Să fie înțeles pe deplin și să poată fi manifestat în dragoste pentru zidirea bisericii, nu pentru înălțarea omului. Pentru că, bineînțeles, dacă un om primește un astfel de dar și dintr-o dată toată adunarea la aude vorbind într-o altă limbă necunoscută, sigur, există pericolul ca omul acela să fie exaltat, să fie înălțat el, tot să-l privească drept o persoană deosebită, dar adunarea nu se zidește cu nimic sufletește. De aceea, Pavel, scopul întregii argumentații este ca rugăciunea aceasta, făcută într-o limbă necunoscută, să se petreacă doar între acea persoană, acel creștin sau creștină, și Dumnezeu. Să nu fie folosit în adunare decât dacă există traducere, așa cum vom vedea mai departe. Așadar avem comparația care continuă în versetele 3 și 4. Cine prorocește din potrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. E nevoie să zidești pe tine însuți? Da! E nevoie de zidire în biserică? Da! Nu este o excludere. Este o combinare, este o completare. Să fii zidit tu și să zidești și biserica. Depinde de darul pe care îl primești, bine ar fi să ai toate darurile, nimeni nu le are pe toate, dar cine are aceste două daruri, Apostolul Pavel le avea, cu siguranță, el spune, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți și nu se referea la greacă și la latină și la ebraică, se referea la acest fel de vorbire, însă când vin în biserică, vreau să spun cuvinte înțelese. Această comparație, repet, nu este făcută pentru a demonstra inutilitatea vorbirii în limbi în rugăciune, ci pentru a o pune în perspectiva adunării creștine. Cel care se roagă în limbi necunoscute, spune taine cu Duhul, așa cum am văzut, și nu are cum să-i zidească, sufletește pe cei din jur, fiindcă ei nu înțeleg nimic. Nu pot să capete zidire sufletească cei din adunare. În schimb, cel care prorocește face acest lucru, aducând adunării, fraților și surorilor, trei lucruri se spune aici: zidire, întărire în credință, edificare în viața cu Dumnezeu, sfătuire, și mângâiere, consolare. Pentru că ei erau în prigoană, pentru că lumea întotdeauna ne percepe ca pe ceva distinct, ca pe ceva ciudat. Și cel care dorește să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit. Avem nevoie de consolare, avem nevoie de mângâiere. Trecem prin încercări, suntem neînțeleși, suntem loviți, suntem bazrocoriți. Iată, această manifestare era pentru zidire și de asemenea sfătuire și mângâiere. Primul om, cel care se roagă în altă limbă, vorbește lui Dumnezeu, celălalt vorbește oamenilor, cel care prorocește. Avem nevoie, dragii mei, de aceste lucruri? Avem nevoie de zidire? Avem nevoie de sfătuire și de mângâiere? Da, sigur. Este și acest lucru care vine prin învățătura dată din Cuvânt, și mă rog, ca să fie așa de fiecare dată când vorbim din Cuvântul Domnului personal, când împărtășesc, vreau să fie pentru zidire, pentru sfătuire și pentru mângâiere. Dar. Darul prorociei este ceva mai mult decât atât. Pentru că Dumnezeu comunică direct niște lucruri cu privire la starea specifică a unei adunări. Și noi am trăit, când Dumnezeu ne-a vorbit clar cu privire la starea adunării, cu privire la drumul pe care ne aflam. Că s-a ascultat sau nu de Cuvântul Domnului, asta fiecare o stabilește, știți bine. Însă, Dumnezeu ne-a arătat. Ne-a arătat din timp ce urmează, pe ce cale suntem, dacă ne luptăm sau nu, dacă am dat înapoi ce urmează să vină și a venit n-am fost în necunoștință. Dincolo de învățătura pe care o punem pe internet, vorbim de prorocie, prorociile nu le înregistrăm și le dăm pe internet. Cine face așa, face de capul lui. Prorociile sunt pentru adunare. A, dacă vine cineva și are o prorocie care privește întreaga țară, bine, de ce n-a avut cu privire la pandemie, de exemplu? Și aici am încheiat subiectul, cu privire la proroci, cu indicație clară către așa numiții proroși, care sunt, de fapt, doar niște înșelători. Versetul 4 subliniază aceeași idee. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Este clar. Unii au zis că Pavel ia aici ironic, au încercat să forțeze textul. Mă, fraților, aici e clar. Pavel spune în mod explicit, cine vorbește în altă limbă, se roagă în altă limbă, înaintea lui Dumnezeu se zidește pe el însuși. Cine prorocește, zidește biserica. Ambele lucruri existau în mijlocul adunării. Nu ai cum să sucești, să spui nu erau sau au fost doar atunci. Ele sunt prezente și ar trebui să fie prezente în biserica Domnului. Dacă o biserică nu le are sau le neagă, aceasta e altă problemă. De remarcat și faptul că acela care vorbește sau se roagă în alte limbi, nu doar îl laudă pe Dumnezeu, dar și el rămâne întărit. Și v-am mai povestit, povestesc și aici, în public nu e nicio problemă, o discuție cu un lider de la RETO, de la centrul acela de reabilitare a dependenților de droguri în Spania. Eu l-am întrebat, eram și eu la început, și l-am întrebat dacă de fiecare dată când se roagă, vorbește în limbi. Eram foarte curios să nu puneți întrebări din asta, dar eu eram curios, eram la început și m-a luat așa ca pe un copil. Și mi-a spus, nu, nu vorbesc de fiecare dată când mă rog lui Dumnezeu în limb, dar atunci când sunt în situații dificile, da. Iar rezultatul este tocmai acesta. Mă zidește Dumnezeu sufletește. Dragii mei, și pe lucrarea aceasta e multă presiune, dar pe ei presiunea era imensă. Să lucrezi cu zeci, sute, mii de persoane dependente de droguri, nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă asta. Doar cu unul, să vezi cât e de greu. Și presiune din exterior și presiune din interior. Este o luptă spirituală acolo. Iar oamenii aceștia duceau niște lupte absolut extraordinare. Aveau nevoie să fie întăriți. Și acest frate, pe care eu îl stimez foarte mult și nu doar eu, foarte mult îl stimează pentru că a fost folosit de Dumnezeu, a experimentat puterea lui Dumnezeu în trupul lui, încă trăiește, deși trebuia să fie mort de zeci de ani, cu toate bolile pe care le are, este o minune vie. Nu este ceva inventat, nu este ceva fals, voi i-ați văzut smerenia, l-ați cunoscut și asta îl recomandă. Nu în alți oameni, nu-i dau numele, dar mă refer la el pentru că, iată mărturia lui. Spunea de fiecare dată când sunt în situații dificile, Dumnezeu îmi dă lucrul acesta în rugăciune pentru ca să fiu întărit să pot merge mai departe. Cum altfel să mergi mai departe? Vorbesc despre aceste exemple pe care le cunoaștem și care nu pot fi contestate, pentru că lucrarea îi recomandă. Mii de oameni! au fost eliberați și s-au întors la Dumnezeu. Iar de droguri nimeni nu scapă decât în mod supranatural. Nu doar au scăpat, ci au avut o naștere din nou și lucrează pentru Dumnezeu. Și voi ați văzut, mărturia lor este incontestabilă. Acesta e cuvântul. Incontestabil. La fel cum a fost în vremea lui Wilkerson cu Team Challenge, la vremea aceea. O mărturie incontestabilă. Și manifestarea acestor daruri ale Duhului Sfânt. Însă ele, dragii mei, nu sunt doar pentru niște oameni care au trecut prin situații extreme, care au fost pe străzi care au trecut prin trafic de persoane, prin consum de droguri, cum am spus, prin lumea aceasta interlopă, nu doar pentru ei când se întorc la Dumnezeu sunt darurile Duhului Sfânt, ci și pentru noi. Noi care părem așa foarte prezentabil, noi am făcut păcate mai puțin grave sau, mi se pare, nou, De aceea și măsura în care se manifestă Duhul Sfânt este după strigătul nostru înaintea lui Dumnezeu. Dacă Îl cerem cu insistență, dacă ne dăm seama că noi nu avem putere, oamenii aceștia știu, noi nu putem, noi nu avem putere. Noi ne-am întoarce la ale noastre, dacă Duhul Sfânt nu lucrează în noi. Și în cazul nostru nu e valabil același lucru. Bineînțeles, avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie să fim întăriți. Nu doar liderii, ci toți cei care sunt în lucrarea lui Dumnezeu într-o formă sau altă. Tot aici avem în versetul 5 o afirmație pe care eu am învățat-o pe din afară, și aș vrea să fie dorința nu doar a Apostolului Pavel, ci și dorința mea. Și chiar mă gândeam că unele biserici au niște salutări pe care le-au luat din anumite texte din scriptură și spun, vă salutăm cu salutul Bisericii Maranata. Și dau un verset de acolo. Nu mi se pare ceva ne la locul lui, dar dacă ar fi să ne fixăm vreodată un salut, iată cum ar suna. Din partea Apostolului Pavel și din partea mea, ca priveghetor al acestei lucrări aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Punct. Și toată lumea să zică amin. Amin. Iată salutul nostru. Pentru toate bisericile, pentru noi în primul rând. Câți dorea Apostolul Pavel să vorbească în alte limbi? Toți. Cât să prorocească? Toți. Cum zicea Moise, să dea Domnul să fie tot poporul Domnului proroci. Și Dumnezeu să-și pună Duhul Sfânt peste ei. Noi de asta avem nevoie. Sigur, putem să facem și alte lucruri, dar iată dorința apostolului Pavel cea mai sinceră în care se vede clar că nu era vorba de a exclude vorbirea în limbi el dorea din toată inima ca această adunare în întregime ei să vorbească în limbi dar mai ales să prorocească ambele lucruri sunt foarte foarte importante el știa ce valoare are în rugăciune limba aceasta sau limbile pe care Dumnezeu îi uh, le dădea pentru a-și exprima pentru a-și vărsa inima înaintea lui Dumnezeu uh, de asemenea cunoștea ce valoare are prorocia. Dorința e una, realitatea este alta. Și e tristă realitate. Și aici nu e vorba de o afirmație denaturată, ci de dorința pentru zidirea bisericii. Aceste două lucruri să fie în biserică. Pentru câți? Pentru toți. Spune Pavel, nu spun eu. Dar, într-adevăr, să fie lucrurile reale, nu contrafăcute, fiindcă din astea avem destule în țara noastră și, iarăși, nu vreau să intru în detalii pe această temă. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi. Afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Iarăși, cuvintele trebuie luate în context. Nu-i vorba de a se înălța un om. E mai mare. Iar cine e mai mare aici? Așadar... Nu e vorba de a-l înălța pe un om, ci de a-l înălța pe Domnul. Însă aici se vorbește despre folosul bisericii. Cine prorocește este mai mare. De ce? Pentru că ajută biserica. Afară doar dacă are și traducerea acestor limbi. Ca să poată biserica să înțeleagă ce s-a rugat el. Fiindcă mai departe vom vedea că se spune cum va zice cel lipsit de daruri amin la rugăciunea ta, dacă el nu înțelege ce spui. Observați, e vorba de rugăciunea în adunare aici, în mod special. Și, iarăși, nu detaliem pentru că o să ajungem la acel punct. Prin urmare, este foarte clar faptul că Pavel nu voia să elimine importanța a vorbirii în alte limbi, ci chiar din contră, o sublinează și dorește din toată inima ca toți creștinii să o aibă, ceea ce dovedește și partea cealaltă, și anume faptul că nu toți o aveau. Din moment ce el spune, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, însemna că nu toți vorbeau în alte limbi. Și tot în această epistolă, în capitolul 12, avem niște întrebări cu un răspuns retoric, care este nu. Oare toți sunt apostoli? Nu. Toți sunt proroci? Nu. Toți sunt învățători? Nu. Toți sunt făcători de minuni? Nu. Toți au darul tămăduilor? Nu. Toți vorbesc în alte limbi? Nu. Categoric nu. Toți stălmăcesc? Nu. Dar Pavel spune: Eu aș dori ca toți să vorbească în alte limbi, aș dori ca toți să prorocească. nu se întâmplă așa, și aceasta contrazice învățătura potrivit căreia toți oamenii ar trebui să vorbească în limbi. Nu suntem aici să facem polemică, repet, răspunsul evident în context este nu, nu toți vorbesc în alte limbi, dar unii vorbesc și dorința este ca toți să vorbească. Cei care susțin poziția cesaționistă au luat de aici. Nu știu în ce formă poți să forcesc textul și să zici, iată, Pavel pune vorbirea în limbi așa, ca și cum n-ar avea niciun fel de importanță, ca și cum ar fi zero. Mai fraților, rămâneți măcar cu cuvântul ăsta. Dacă nu înțelegem toată explicația, sigur, se poate asculta din nou. Cu o inimă sinceră poți înțelege. Dar rămâneți măcar cu acest cuvânt, dacă nu se înțelege tot textul. Apostolul Pavel dorea pentru creștinii din Corint și pentru toate bisericile Domnului și este Duhul Sfânt în spatele lui care dorește pentru toți creștinii și pentru toate bisericile un lucru. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Să fie manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Pentru zidire personală, dar mai ales pentru zidirea bisericii. Nu-i problemă să te zidești personal. Problema e când doar tu te zidești și atât și nu ții cont de alții. E nevoie să fim zidiți, e nevoie să fim întăriți, dar e nevoie și să folosim darurile pentru binele adunării. Revenind la versetul 5, cea de-a doua parte, cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi afară, numai dacă tărmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Din nou avem aceeași idee a comparației între cele două daruri. Ele sunt egale în momentul în care există traducere. Ceea ce înseamnă că poate, prin intermediul vorbirii limbi, să vină descoperire. Și acest este un aspect posibil al vorbirii limbi, pentru că, dragii mei, pe Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat, nu putem spune că este o parte a Dumnezeirii, pentru că Dumnezeu este complet manifestat în trei persoane, 100%, Tatăl e Dumnezeu, Fiul e Dumnezeu, Duhul Sfânt e Dumnezeu. Am vorbit despre doctrina aceasta, n-are rost să o reluăm. Dar Duhul Sfânt ca și Dumnezeu, El nu poate fi limitat la învățăturile noastre. El are toată libertatea să se manifeste cum vrea în biserica Lui, pentru că este epoca bisericii care e echivalentă cu epoca Duhului Sfânt. Și aceasta ar trebui să fie o continuare a faptelor apostolilor. Nu ar fi trebuit să se termine ceea ce este scris în faptele apostolilor. Ce ar fi trebuit să se continue în același fel. Sigur, am avut această perioadă întunecată în istoria bisericii, dar Orice trezire adevărată înseamnă o întoarcere la faptele apostolilor și o întoarcere la scripturi, la lucrurile acestea pe care le găsim aici scrise foarte clar și pe înțelesul tuturor, ca să nu aibă nimeni niciun dubiu. Versetul 6. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Vine Pavel și vorbește în niște limbi necunoscute. Observați, nu era vorba de greacă, de latină sau de ebraic. Era vorba de limbi ca și uh, formă de exprimare a unei manifestări supranaturale a Duhului Sfânt. Limbi cerești, limbi îngerești, în fine. Nu specifică aici foarte clar, dar contextul ne arată, pentru că uh, în imediata vecinătate găsim aceste caracteristici. Pavel spune: "Dacă aș veni vorbind într-o limbă din asta, cerească, îngerească. De ce folos va fi vouă? Doar uh, ei ar fi rămas foarte uimiți și nu ar fi fost niciun folos pentru ei. Ar fi zis, vai, ce importantă persoană este Pavel. Dar observați, Duhul Sfânt nu vine ca să îl scoată de evidență pe un om, ci Pavel spune, nu așa trebuie folosit darul vorbirii în limbi, mai degrabă ar fi de folos să fie adusă în mijlocul vostru descoperire, cunoștință, prorocie și învățătură. Asta vreau să vă aduc eu. Dacă există o traducere a vorbirii în limbi, pot să vină toate acestea. Și descoperire, și cunoștință, și prorocie, și învățătură. Prin vorbirea în Dar dacă nu-i traducere, dacă vin la voi și vorbesc în alte limbi, și observați pluralul, atunci cuvântul meu nu ar aduce nicio uh, descoperire, nu va aduce niciun folos. Prin urmare, el trebuie să fie tradus sau, vom vedea mai departe, să-și vorbească omul lui însuși și lui Dumnezeu, dacă nu există traducere. Încă o dată să ne uităm cu atenție la lucrurile pe care le aduce sau trebuie să le aducă un cuvânt venit din partea lui Dumnezeu: descoperire, cunoștință, prorocie și învățătură. Patru lucruri. Descoperire înseamnă revelarea unor lucruri noi ascunse. Cum a fost în cazul lui Pavel descoperirea tainei răpirii biserici. Vă spun o taină. Iată, le aducea descoperire. Le aducea cunoștință, cunoașterea adevărului duhovnicesc, a voii lui Dumnezeu, a planurilor sale pentru noi. Cunoștință despre ceea ce se întâmplă, despre ce vrea Dumnezeu. Să știm, noi nu suntem în întuneric. Cuvântul venit din partea lui Dumnezeu aduce cunoștință. Prorocie, anunțarea lucrurilor viitoare. Și avem multe lucruri pe care Pavel le uh, lasă chiar scrise, de exemplu în a doua Tesalonicen, capitolul 2 și în prima Tesalonicen, capitolul 4, vorbește despre răpirea bisecii, în a doua uh, epistolă către Tesalonicen vorbește despre venirea lui Anticrist, despre ziua Domnului, toate acestea sunt Și de asemenea învățătură, bineînțeles din cuvântul Domnului, despre diferite subiecte, mântuirea, viața creștină, vestirea Evangheliei. Iar în continuare avem câteva comparații cu lucruri din lumea fizică. Să-i facă pe ei să înțeleagă, rămâneți la context, rămâneți la ideea principală. Ei aveau darurile acestea, nu toți, dar nu le foloseau cum trebuie. Existau oameni care vorbeau în limbi, dar nu se traducea. Și era acolo un vacarm. Și spune la un moment dat Pavel, n-ar zice el despre voi că sunteți nebuni, dacă intră vreunul în mijlocul vostru din afară și vă aude pe toți vorbind în alte limbi, fără să fie nicio traducere, ce ar zice despre voi? E un vacan total acolo. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci, așa cum o vedea, este un Dumnezeu al ordinii, al rânduielii, așa cum trebuie să fie în toate bisericile sfinților. Și le ia comparații din lumea fizică. Chiar și lucrurile nensuflețite, care dau un sunet, fie un fluier sau o lăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu lăuta? Și mai întâi e vorba despre instrumente muzicale. Fluerul toată lumea știe ce este. Lăuta era un instrument cu coarde, un fel de cobză, nu chiar chitară, dar din seria acestor instrumente. De aici avem noi cuvântul lăutar, de la lăută, un instrument mai vechi, din vremea iată Apostolului Pavel. Și acestea trebuia să dea sunete deslușite. Toate instrumentele muzicale trebuie să dea sunete clare și armonioase, potrivite unele cu altele, pentru că altfel n-ar rezulta un cântec plăcut. Așa se face muzica. Unul cântă cu fluierul, altul cu chitară, altul cu un alt instrument și toți împreună trebuie să se potrivească felul în care cântă, fiindcă altfel nu este un cântec, acolo o cântare de laudă, ci imaginați-vă ce ar însemna 10 oameni, fiecare cu câte un instrument muzical și să-și cânte propria partitură. Ce vacar ar fi acolo. La aceasta face referire Pavel și spune, așa cum instrumentele muzicale sunt folosite împreună cu un sens, la fel și vorbirea în limbi trebuie să aibă un sens, altfel este un vacarm, este o dezordine totală, nimeni nu înțelege nimic. A doua comparație este cu sunetul de trâmbiță sau de trompetă, care anunța de obicei un pericol iminent și chema la luptă. Versetul 8 și de asemenea versetul 9. Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, Cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi. Dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci, parcă ați vorbi în vânt. E clar. Nu trebuia să fie folosită vorbirea în limbi, fără să fie uh, o înțelegere a acestor cuvinte. Dar, atenție, nu anulează Pavel acest dar, cum unii au spus. Uh, iată, spune Pavel că nu are nicio importanță, că oamenii care vorbesc în limbi vorbesc în vânt, prin urmare să tacă mai bine. Nu. Pavel spune să-și vorbească lui însuși și lui Dumnezeu sau să ceară de la Dumnezeu și posibilitatea de a tălmăci, de a traduce. Așa cum vedem mai departe, am citit deja în versetul 9, în cazul în care nu există traducere, este neînțeles mesajul comunicat. Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți atunci, parcă ați vorbi în vânt. Dragii mei, din păcate, acest lucru continuă să fie o practică și acum, după aproape 2000 de ani de când a scris Pavel, și poți să te trezești într-o adunare în care se potrivesc cuvintele acestea. Parcă ar vorbi oamenii în bânt. Fiecare cu limba lui și cât se poate mai mare să fie gălăgia cât mai puternică. Păi aici este concurs de strigături, cine strigă mai tare și prin asta ne arătăm că suntem duhovnicești, mai ales dacă o face într-o altă limbă. Și de obicei, dragii mei, am văzut și lucrul acesta, e simplu de dat seama pentru cine are, minime cunoștințe de lingvistică și are o ureche mai atentă. De obicei se repetă aceeași secvență de cuvinte, neînțelese, potrivite a napoda, la fiecare trei sau patru uh, rostiri se repetă iarăși secvența. E ceva absolut incredibil. Nu-ți vine să crezi că există așa ceva în zilele noastre? Și fiecare o face pe limba lui, cât de tare poate, fără niciun fel de traducere. Iar Pavel spune atunci, parcă ați vorbit în vânt. Nu numai atât, însă este o problemă cu mărturia în afară, fiindcă oamenii văd. De asemenea, când vedeți pe un om primându-se pe scenă și vorbind în alte limbi, să știți că este ceva nebiblic, nepotrivit cu contextul scripturii. Fiindcă Pavel nu făcea așa ceva, el spune, nu, eu n-am venit să fac asta. Nu anulează vorbirea în limbi, dar o așează în locul ei, nu lipsi de importanță, de mare importanță. Toți aș dori să vorbiți în limbi, însă, într-un anumit fel. În anumite condiții. Revenind la textul din uh, această primă parte a capitolului 14, Pavel explică și faptul că pentru a fi cineva înțeles trebuie să folosească o limbă cunoscută de cei din jurul său. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțeles. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește, și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Și iarăși este simplu de înțeles firul argumentației. Să aplicăm la zilele noastre, de exemplu, dacă ne-am duce cu toții în vizită la Sofia. Eu am fost în capitala Bulgariei, de mai multe ori este centrul Reto și se vorbește bulgărește. Bineînțeles, aici unii cunosc limba bulgară, îi zice sârbă la noi, nu-i sârbă, e bulgară. Dar să presupunem că intrăm toți acolo și încep să vorbească frații în bulgărește, că așa fac ei adunare. Și noi venim acolo, ce înțelegem din rugăciunile lor, ce înțelegem din predicarea lor, absolut nimic. Sunt frații noștri, îi stimăm, dar trebuie să avem un limbaj comun. Asta spune Pavel. Trebuie să existe un limbaj comun. Sunt multe sunete în lumea asta și fiecare are un înțeles. Dar ca să putem să înțelegem mesajul comunicat, trebuie să cunoaștem limba respectivă. Dacă nu, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și el va fi un străin pentru mine. Ei sunt frații noștri, dar sunt străini pentru că folosesc un alt limbaj. Dacă eu nu cunosc limba spaniolă și el să cunoască limba spaniolă, ca așa se întâmplă când mergem pe la centrele reto, atunci vorbim în spaniolă. Și ei au învățat-o și noi am învățat-o și ne înțelegem. Dar dacă el e cu bulgarea și eu cu Româna, ce șanse avem să ne înțelegem? Niciuna. La fel este și pentru vorbirea în limbi. Repet, aici nu e vorba de vorbirea în limbi de la 50 ci de aspectul acesta al rugăciunii, al practicării în adunare, nu de predicare în afara adunării. La fel, așadar, este cu darurile duhovnicești. Ele trebuie să fie exercitate într-un mod inteligibil ca să aducă zidire tuturor. Versetul 12, tot așa și voi, fiindcă răvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletește a bisericii. Și iarăși, dragii mei, nu exclude Pavel darurile Duhului Sfânt, nu le dă la o parte, nu spune că vor înceta. ci din contră, subliniază faptul că ar trebui ca acei creștini din vremea lui, din Corint, dar și noi creștinii din vremurile din urmă, să răvnim după darurile acestea ducomnicești. Adică să ni le dorim cu o dorință aprinsă și fierbinte, însă nu pentru noi, ci pentru zidirea bisericii. Pavel spune să răvniți după darurile ducomnicești ca să fie zidită biserica. Doamne, vreau să fiu și eu de folos biserici într-un fel. Dăm și mie un dar. Și este vorba de o râvnă, de o dorință aprinsă, de o dorință fierbinte de a avea darurile. Repet, nu pentru a fi noi înălțați, ci pentru a fi de folos în lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, dați-mi voi să o spun foarte clar, fără lucrarea Duhului Sfânt, suntem aproape total inutili în lucrul lui Dumnezeu. Sigur, putem să spunem Evanghelia, Domnul se folosește de oricine, în orice context ca să facă în continuare cunoscut mesajul său. Dar dacă vrei să fii folosit într-adevăr de Dumnezeu, ai nevoie, avem nevoie de lucrarea completă a Duhului Sfânt și de daruri de la El. Dacă am văzut ce putem să facem noi, atunci vom cere cu râvnă lucrarea lui Dumnezeu și daruri pentru zidirea bisericii. Să căutați să le aveți din belșug, să dea Dumnezeu să fie așa și în adunarea noastră. Să căutăm să le avem din belșug, nu prosperitate materială, nu belșug material, ci prosperitate spirituală, să fie belșug de darul duhovnicești. Ne dorim din toată inima să fie așa, nu facem studiu doar ca să arătăm niște lucruri, să combatem niște poziții, repet, nu-i vorba de polemică aici, de duc de ceartă, aici e vorba de adevărul lui Dumnezeu, aplicabil în primul rând în cazul nostru și al altor adunări care vor să se alinieze după cuvântul Domnului versetele 13 și 14, ultimele pe care le discutăm astăzi. De aceea, cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rol. Încă o dată, a nu știu câta oară în acest capitol, este vorba de rugăciune în alte limbi, nu de vorbirea din ziua cinzecimii către alți oameni, ci de o vorbire către Dumnezeu, într-o limbă necunoscută. Și Pavel spune, atunci când vă întâlniți să vă rugați. Atenție mare! Trebuie să fie rugăciunea ta ascultată și de ceilalți ca să poată spune amin. Eu n-am nimic împotriva faptului că poate exista un moment sau poate exista mai multe momente când să fie și rugăciune în comun. Dar dacă faci din asta o practică, e o problemă. Fiindcă în ce fel mai înțeleg ceilalți ce spui tu și cum poți să zic e amin la rugăciunea ta. Așa cum vom vedea data viitoare vom uh, citi în continuare în capitolul 14. Aici spune, dacă vorbește cineva în altă limbă, să se roage să aibă darul și să o tărmăcească, să se roage în altă limbă, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, în adunare, nu-i vorba de ce faci tu acasă, între tine și Dumnezeu, Duhul meu se roagă într-o limbă pe care nu înțelege nimeni, dar mintea mea este fără rod. E clar, aici nici cel care se roagă nu înțelege limba respectivă. Mintea este fără rod, dar Duhul este zidit. Cum se întâmplă asta? Încă o dată spun, e pe probate, nu ai cum să o demonstrezi, nu ai cum să o explici, nu ai cum să-l faci pe un om să înțeleagă lucrurile astea. Dragii mei, creștinismul nu-i doar învățătură din cuvânt și punct, studiu biblic peste studiu biblic. El are un element supranatural. Și aceasta este o parte integrantă a elementului supranatural al creștinismului. Dumnezeu se manifestă supranatural în biserica sa. Nu știm despre asta? Și ne rugăm să fie așa. Nu căutăm senzații, nu căutăm emoții, nu căutăm lucruri extraordinare. Dar e o problemă atunci când nu se mai manifestă în mod supranatural Dumnezeu în biserica lui. Fiindcă ăsta e domeniul lui de manifestare. Biserica Domnului. Așadar, este ceva extraordinar, este ceva minunat în vorbirea în limbi să te rogi în altă limbă, Duhul tău să se roage, tu să rămâi zidit sufletește, Dumnezeu să înțeleagă rugăciunea ta. Spune aici, mintea este fără rod, da, dar Duhul este întărit, omul este zidit sufletește. Și dacă e vorba de a o face în adunare, atunci trebuie să fie și traducere. Fără traducere, n-ar trebui să existe vorbire în limbi în adunare. Sub nicio formă, în niciun alt aspect. Nu arată Scriptura că se poate face fără traducere. Și, din păcate, repet, este practica Multora. De asemenea, mai spun încă o dată: este vorba de mult fals. Nu înseamnă că nu există și realitate și că nu sunt oameni care au o manifestare reală a Duhului Sfânt, însă ea trebuie făcută în acord cu Scriptura, ea trebuie pusă în limitele Scripturii. La noi nu e problema atât de mare cum să canalizăm manifestarea Duhului Sfânt. La noi este lipsa acestor manifestări, acestor daruri. Și nu ar trebui să ne. Ducem într-o direcție în care nu suntem ca biserică, ci să ne ducem în direcția aceasta a căutării după întreaga lucrare a Duhului Sfânt. Ce luăm noi din textul acesta? Dorința Apostolului Pavel. Ca toți să vorbiți în limbi, dar mai ales să proceziți. Noi nu avem de reglementat niște lucruri. Sigur, avem altele de reglementat, dar nu-i cazul să reglementăm uh, faptul că toți vorbesc aici în alte limbi și nu are nimeni să traducă. Am vrea să fie așa. Însă, deocamdată nu aceasta e situația. Revenind la rugăciunea aceasta din versetul 14, dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod, repet, nu e vorba, nu înseamnă că acest tip de rugăciune nu are nicio valoare, ci din contră. Cred că este expresia cea mai puternică a Duhului în rugăciune. Eu așa o calific, doar că dacă se produce în adunare, atunci ea trebuie să aibă traducere. Este, cred eu, foarte clar. Ne oprim aici cu explicațiile. Data viitoare vom vedea cum continuă firul argumentației, nu împotriva vorbirii în limbi. Aici nu este vorba de a exclude darul vorbirii în limbi, ci pentru folosirea acestui dar în limitele scripturii, ținând cont de cei din adunare, în dragoste, pentru zidirea lor sufletească, pentru foloasele lor, urmărind foloasele lor. Acum n-aș vrea să. Plecăm din acest loc fără câteva întrebări de cercetare personală. Am văzut că Pavel spunea despre Corinteni că ei râvneau după darurile Duhomice și întrebarea este: râvnim și noi după lucrarea Duhului Sfânt așa cum au avut-o ei în timpul primilor creștini? Ne dorim din toată inima cu scopul de a zidi Biserica? Mai avem setea aceea profundă după Duhul Sfânt? Vrem să vedem lucrarea Lui sau ne mulțumim? să facem ceea ce putem noi, să ne rugăm așa cât știm și cum putem. Nu e greșit să te rogi cât știi și cum poți, dar este mai mult și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Dacă ne dorim lucrarea Duhului Sfânt, este după Scriptură să facem așa, să o râvnim din toată inima, însă, atenție mare, cu ce scop ne dorim? Dacă râvniți după daruri, atenție, trebuie să fie spre zidirea sufletească a bisericii, nu spre scoaterea în evidență a unei persoane. Să nu uităm, niciodată Duhul Sfânt nu va înăța oameni, ci îl va năța pe Domnul Dumnezeu și pe Fiul lui Domnul nostru Isus Hristos. Dacă un om se înalță, el are și modalități de a alzmeri. Unii, din păcate, au avut această lucrare a Duhului Sfânt și, fiindcă au pierdut-o, au început să o înlocuiască prin față. Sper să nu ajungem în situația aceasta, nu trebuie să le falsificăm, nu trebuie să le facem noi să existe, ele trebuie să vină de la Duhul Sfânt. Care este calea? Trebuie să înceapă dinăuntru, de la oameni sinceri, care să caute sfințirea, care să-l caute pe Duhul Sfânt și lucrarea adevărată a Duhului Sfânt. Aceasta este cheia. Așa vine trezirea. Nu e altă rețetă. Câtă nevoie, dragii mei, avem de o revărsare de plină și autentică a Duhului Sfânt. Nu e vorba doar de noi. E vorba de. Mărturia lui Dumnezeu în lumea asta. Unde poate Duhul Sfânt să se manifeste? Unde poate să se coboare? Acolo unde i Unde mai e Sfințenii astăzi? În ce adunare? Unde e adunarea cea care să zică nu păcatului, nu compromisului, nu amestecului cu lumea? Suntem noi? Cu adevărat suntem? Asta trebuie să ne cerceteze. Pentru ca Duhul Sfânt să se coboare. Pentru ca astfel să avem și noi parte de tot ce este scris. Să trăim și noi aici pe Pământ, sigur, în cer vom trăi alte lucruri de nedescris, dar pentru noi sunt lăsate aceste cuvinte. Pentru noi sunt pentru biserică. Le-au experimentat și alții. Le experimentează în zilele noastre. Oameni care sunt în țări cu prigoană. Oameni care au trecut prin situații limită, cum au fost cei dependenți de droguri. Și noi nu avem nevoie Domnul să ne facă parte azi de toată lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta este dorința și rugăciunea noastră cea mai fierbinte, nu doar de cele două daruri, dacă e să extrapolăm, putem spune, aș dori ca toți să fiți botezați cu Duhul Sfânt, aș dori ca toți să fiți umpluți și reumpluți cu Duhul Sfânt, aș dori ca toți să aveți parte de toată lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Aș dori ca biserica să aibă viață. viață bine, prin Duhul Sfânt. Altfel, spunea despre Sardes, să merge numele către Și atât. De aceea facem studiul, de aceea ne rugăm. Pentru asta suntem împreună. Avem un scop, avem o țintă. Dumnezeu să ne ajute să fim constanți în căutările noastre, să dăm la o parte orice piedică, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, curentul acesta al lumii care caută să ne tragă și pe noi, să fim oameni care să stăm în spărtură, peste care Dumnezeu să-și reverse Duhul Sfânt, nu pentru noi în mod special, ci pentru a putea să fim folositori în vremea asta de înșelare și de apostazie atât de grea pe care o trăim. Domnul să ne ajute! fie să reverse Duhul Său cel Sfânt în toată plinătatea peste pământul arid al inimilor noastre însetate. setate. Amin. Amin.